Florin Dobre s-a pregătit să fie profesor de sport. Deci, și-a dorit performanță. A reușit să facă performanță, dar în lumea modei. Anul acesta, după 10 ani de muncă și ambiție, Florin Dobre a reprezentat România la Săptămâna Modei de la Paris. Ne spune acum cum a reușit să-și construiască un brand apreciat de mari creatori internaționali, dar și de presa franceză. În ultimii ani, moda românească a prins tot mai mult teren. Creațiile originale și profesioniștii în marketing au înțeles cum se pot face bani din creativitate. Astfel, ei au reușit să vândă designerii români peste tot în lume, din Europa și până în Statele Unite ale Americii. Florin Dobre este unul dintre designerii care au scos cu succes capul în lumea internațională a modei. La începutul acestui an, el a prezentat la Paris colecția Pantarei. Presa franceză a lăudat creațiile lui. Am fost foarte apreciați acolo. Adică să vină redactorul șef de la Le Figaro să scrie... Am apărut pe prima pagină în partea culturală, noi și Galiano. Galiano era știrea, marea știre de revenire în modă. Iar Le Monde au făcut un reportaj despre noi, au stat 3 zile după noi, au trimis un reporter și a stat 3 zile. Și au fost fascinați cei din redacție. Și partea cea mai bună este că un alt om de modă, Marcellus Jones, văzând reportajul, a zis: vreau neapărat să vin să te cunosc. Și a venit la prezentarea de la București. Moda înseamnă educație. Florin Dobre a înțeles că românii mai au multe de învățat când vine vorba de adecvarea stilului vestimentar la context și a profitat de ocazie să îmbunătățească lucrurile. Din păcate, cred că este o perioadă puțin, nu știu cum să spun, atipică față de ce se întâmplă în restul Europei, să spunem. De obicei, de exemplu, în anii 70-80, când nu se punea foarte mult accent pe haine, să spunem, toată lumea, când mergeam pe faleză la cazinou, eu fiind din Constanța, toată lumea era în costum, la cămașe, toți cu hainele călcate, apretate, iar acum când merg, toată lumea este în tricouri și în șlapi. Deci e o diferență din punctul meu de vedere. Cred că ar trebui să cultivăm mai mult zona asta și să o dezvoltăm. Prima prezentare de moda lui Florin Dobre, debut, a fost crucială pentru viitorul carierei lui. L-a avut director artistic pe Philippe Guillet de Saint-Mar, cunoscut pentru colaborările cu Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld sau Thierry Mugler. El a fost omul, cred că cel mai important, care a locuit și trăit în România în materie de creații, de modă. Iar pe mine m-a susținut și m-a ajutat din plin, exact când mi-am dorit eu, el a venit la toate proiectele care le-am propus. De când m-am lansat până a plecat. Florin Dobre a învățat să folosească mașina de cosut încă din liceu și astăzi își amintește de primele haine post-revoluționare. Prima pereche de pantaloni care am fost și mi-am făcut-o la cineva a fost la 13-14 ani, prin 88-89. Iar prima zi după revoluție la școală, când s-a spus că nu se mai poartă uniformă, eu am fost singurul din școală care m-am dus cu hainele făcute. Adică am fost singurul fără uniformă. Dacă la început Florin Dobre crea haine în joacă, astăzi el și-a construit un adevărat brand. O piesă vestimentară costă până la 3.000 de lei. Totul a început cam acum 7-6 ani, a trecut mult timp de atunci, când vreau să-mi fac la comandă o pereche de pantaloni și o cămașă. Și nu știam unde să mă duc, pentru că designerii de bărbați mai extravaganți nu găseai la noi în țară. Și l-am cunoscut printr-un prieten, mi-a făcut cunoștință cu el, am văzut cam ce face, ce idei are și ne completam foarte ok. Și atunci mi-am făcut prima pereche de pantaloni la el și am fost foarte mulțumit de asta. Și de atunci tot am început să-mi fac hăinuțele și sunt foarte mulțumit de ce face, pentru că cam ce idei am eu ajung cam la el foarte bine și poate să-mi le redea. La noi Florin e cam singurul care face așa ceva. Depinde ce idee ai, pe unde umbli, că nu poți să le porți cam peste, chiar peste tot. De exemplu, eu mă simt bine așa mergând pe stradă. Alții poate nu au curajul să iasă așa. Trebuie să fii un pic mai curajos ca să te îmbraci cu haina acestea, pentru că arată într-un fel și îți exprimă puțin curaj. Ca un surfer care așteaptă o viață valul perfect, designerul din Constanța și-a așteptat cu răbdare rândul în modă. Acum că a prins valul succesului, are de gând să rămână acolo cât mai mult timp și să le arate tuturor că merită să fie pe podium.